Ia uitați-o cum se învârtește. Model Versace. O vedeți? Intră pe degetul, bineînțeles, indicator. Au. Da. Avem brățara Versace. Uitați-o, plină. Doamne ajută, 130 de grame. O vedeți? La loc de cinste. Ia. Uite cum stă, gândești că e lipită, mănușă. Au. Și dăm jup. Siguranța. Ia uitați-o. Care toată lumea tânjește lupă el. Un lanț de 362 de grame. Uitați-l. Cu medalion Versace. Pe spate, un imprimeu care lasă ca amintire în continuare să margă moș, strămoș, moș, strămoș. Uitați, îl vedeți? E aici. Exact ce în tablou e și pe mine. Dăm corona jos, punem lanțul la gât, de să vă amintiți, 362 de grame, corona, nu vă spun câte grame are, ceasul Rolex, Submariner, ecran albastru, oro, oro și acciaio, adică inox cu aur. Model 2022. Uitați-l. Închizătoarea modelului 2022. La acest ceas eu am mai cumpărat încă două ap. Ia. Are una, două, trei, patru, cinci, șase pe parte. Una, două, trei, 4, 5, 6 din coci. Una singură am cumpărat. Ia, una sau două? 6 și cu 6, 12. Pentru că putem să-l dau de aici până la capăt sau ăsta, dar nu-mi place, e și aia acum. Și așa am mai cumpărat o zală. Acum, domnilor, vă arăt cutiuța. Cutiuța de la ceasul meu. Priviți, vă minunați, îl desfac în fața voastră. Doamne ajută! Ia! Înțelege, Submariner? Bateți-mă! Bateți-mă! Scoatem cutia! Original! Vedeți? Lăsați-mă voi pe mine cu țancă uraganul. Că Nelson, țancă uraganul e original ceasul și mai scump ca tău. Țancă uraganul își muncește munca mai ușor. El face, cântă la o nuntă și-a luat un ceas. Eu ca să-mi iau, ca, deci pentru am cumpărat ceasul ăsta, eu trebuie să muncesc cel puțin un 2 ani pe YouTube. Înțelegeți? 2 ani o trebuie să muncesc. A. Cutia din lemn și butonul lui de aur. Îl vedeți? Scotem, aici e locul lui. Ia uitați, locul lui. Punem ceasul. Să-l vedeți la loc de cinste. Ia, prietenilor, voi sunteți cam neîncrezători? Nu știu nici ce. Hap, hap. Îl vedeți? La loc de cinste. Priviți-l. Acum
O să scoatem cardul. Datele de pe spate nu vi le dau. Uitați. Cardul de la ceas. Aici e cardul de la ceas. Vedeți-l? Rolex, submarin, hau, 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 hau. Ia. Vedeți? Domnilor. Ăsta e Rolex-ul care... Ia. Voi sunteți curioși dacă e original sau nu e original. Dar voi nu puteți să spuneți că voi nu sunteți ceasornicari. Voi nu cunoașteți. Chiar dacă vi se aduce un ceas original, voi nu o să știți dacă e original. Pentru că nu ești ceasornicar. Nu cunoști niște date de la ceas. Fără... Aici sunt niște chestii elementare. Care tu, chiar dacă nu ești ceasornicar, doar când ai luat ceasul în mână și l-ai verificat, te-ai uitat așa, trebuie să știi dacă e bun sau nu e bun. Dar voi nu aveți de unde să știți. Domnilor, închidem frumos cutia. Ia uitați aici. Îl punem frumos în cutie. Așa. Îi ridicăm clapeta, după care aducem cutia și îl băgăm la loc. Ridicăm cutia următoare, să treză tucan, scoatem frumos capacul. Ia uitați-l, regile. Uitați. Punem cutie aici. Lăsăm în jos cutia și desfacem. Ia uitați-l. Așa. Tucanul ăsta e curios. Tucanul ăsta e curios. Deci, domnilor, lăsăm în jos. Lăsăm în jos. Așa. Ia uitați.